Mulțumesc, Sorovini. Și este important să ne analizăm motivația pe care o avem în lupta noastră, în această luptă a credinței. Și acum, serviciul fratelui Joe, Hristos a înviat. Mulțumesc, frate Chris și frate Jeff. Cum a menționat fratele Chris în introducere, astăzi este Duminica Paștelui în Statele Unite. În calendarul creștin, doar Crăciunul este sărbătorit pe scală mai largă și asta, din păcate, cu o mare doză de comercialism. Paștele, din fericire, este o sărbătoare mai religioasă, când oamenii se închină, se reunesc cu familiile lor și așteaptă cu nerăbdare sezonul de primăvară, sezon de reînnoire, care însoțește apariția anuală a zilei în care Domnul nostru a înviat din morți. Astăzi vom lua în considerare relatările cunoscute despre învierea lui Isus, despre aparițiile sale de după înviere, evenimentele din jurul înălțării sale și botezul Duhului Sfânt asupra ucenicilor săi la cinzecime. Și pe măsură ce le vom trece în revistă, vom extrage din ele 7 lecții care ne-ar putea stimula să pășim mai îndeaproape pe urmele celui care a învins păcatul și moartea. Nu vom prezenta nimic nou sau neobișnuit, dar vom citi destul de mult din 4 capitole consecutive din Biblie. Ultimele 2 capitole din Evanghelia după Ioan și primele 2 capitole din Cartea Faptelor Apostolilor ca bază pentru discuția noastră. Să începem cu Ioan 20, de la 1 la 18. În ziua dintâi a săptămânii, deci citim din Ioan 20, de la 1 la 18. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar sergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Isus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut 2 îngeri albi, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeie, i-a zis Isus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Maria. Ea s-a întors și i-a zis în ebreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu am suit la tatăl meu. Și du-te la frații tăi și spune-le că mă sui la tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri.
Există mai multe detalii în această relatare care cred că sunt demne de luat în seamă. În primul rând, această Maria, numită Maria Magdalena, nu este Maria, mama lui Isus, nici Maria care a fost sora lui Lazar și care a uns picioarele lui Isus. Aceasta a treia Maria, numită Maria Magdalena, probabil era din orașul Magdala, de pe coasta Mării Galilei, menționat în Matei 15 cu 39. Iisus alungase 7 dragi sau duhuri din Maria Magdalena și o curățase de acest rău, așa cum este consemnat în Marcu 16 cu 9. Așa că această Maria avea o apreciere specială pentru ce a făcut Domnul pentru ea. În al doilea rând, versetul 1 ne spune că ea s-a sculat de vreme. Poate nu a putut să doarmă liniștită pentru că se gândea la moartea domnului ei drag și a ajuns la mormânt înainte de răsărit, înaintea altor câteva dintre femeile care au venit și ele la mormânt mai târziu, în acea dimineață. Care este lecția pentru noi în detaliile acestei relatări? Poate că este aceea că și noi, de asemenea, am fost curățiți de 7 dragi, de condamnarea adamică a păcatului, de către Domnul nostru prin meritul jertfei de răscumpărare oferită prin moartea sa. Și de aceea venim la El de vreme, cât timp este încă întuneric, cât timp lumea rea din prezent este încă sub controlul lui Satan și înainte ca zorii epocii milenare să se abată pe deplin asupra lumii. Pentru că nu ne putem găsi nici noi odihnă în starea noastră încă neterminată, nefinisată. Noi suntem primii care ajungem și aflăm că El a înviat și că ne primește cu bucurie pentru a fi urmașii Săi și potențial membri ai trupului Său. Cred că un alt detaliu interesant din această relatare este faptul că Isus a descoperit mai întâi unei femei și nu unuia dintre bărbații care erau mai mult implicați cu El în răspândirea mesajului împărăției. Maria nu a știut că era Isus cu care vorbea până când el i-a rostit numele, în același mod afectuos în care o făcuse de multe ori înainte. Și atunci ea l-a recunoscut imediat. Cât de mult trebuie să-i fi sărit inima de bucurie. Iubitul ei Isus, cel care fusese mort, era viu. Ea l-a numit cu titlul respectuos de domn și l-a strâns în brațe, cel mai probabil i-a cuprins picioarele, într-o poziție de umilință. Care este lecția pentru noi în acest detaliu al relatării? Poate că există un motiv practic pentru care Isus s-a revelat mai întâi Mariei Magdalena. Femeile, în general, sunt mai sensibile la oamenii din jurul lor și au ureche mai ascuțită la sunetul unei voci familiare. Ele sunt mai dispuse să creadă ceea ce simt cu inima lor. Ca o paranteză plină de umor și poate și ca un exemplu al unui departe bărbătească, imaginez că dacă Iisus ar fi așteptat să se descopere lui Petru și Ioan, după ce ăștia au venit să cerceteze mormântul gol, poate atunci când le-ar fi rostit numele, fiind bărbați tipici, ei i-ar fi răspuns străinului într-un mod oarecum preocupat. Suntem ocupați aici, nu vezi? Încercăm să ne dăm seama unde este Isus și în plus cine ești tu și de unde ne știi numele. Aceasta este prima din cele 7 lecții. Ascultă și recunoaște vocea Domnului care te cheamă și te călăuzește. Amintiți-vă că Isus și-a mascat aspectul fizic astfel încât identitatea sa să nu poată fi detectată de simțul nostru vizual, dar a permis ca vocea și manierele sale vocale, cum ar fi atunci când s-a rugat într-un mod familiar cu cei doi pe drumul spre Emaus, să-l dezvăluie. Care ar putea fi lecția pentru noi în acest detaliu al aparițiilor Domnului nostru de după înviere? Poate că are legătură cu simțul nostru al văzului și cu simțul auzului, precum și cu o diferență importantă între ele. Vederea este cel mai important dintre cele 5 simțuri ale noastre, deoarece marea majoritate a informațiilor pe care le primim, minut cu minut, este ceea ce vedem.
Dar vederea este un simț direcțional. Vedem lucrurile doar în direcția în care ne îndreptăm și nu putem vedea ceea ce se află în spatele nostru sau în spatele sau în afara vederii noastre periferice. Simțul nostru auditiv, în schimb, este ceea ce se numește omnidirecțional. Auzim sunetele din toate părțile și, de asemenea, din jurul nostru, din spatele nostru. Așa că trebuie să ne antrenăm auzul pentru a filtra zgomotele inutile sau fără sens, înregistrând în același timp sunetele importante sau chiar periculoase. Din nou, ca un tribut adus femeilor, în special mamelor, care au un mare avantaj față de bărbați în această privință, este bine cunoscut faptul că o mamă poate auzi plânsetele a zeci de copii, dar numai plânsul propriului ei copil o face să intre în acțiune. Și în cazul acesta, ochii sunt direcționați pe auz pentru a se concentra asupra copilului. În sens spiritual, auzul nostru spiritual trebuie să fie antrenat pentru a filtra zgomotul inutil și lipsit de sens al lumii și a auzi doar vocea stăpânului nostru care ne cheamă să îl urmăm. Nu mergeți pe drumul acelea, nu faceți acele lucruri, ne cheamă El la blândețe, adesea din spatele nostru, așa cum spune Scriptura în Isaia 30 cu 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care zice, iată drumul, mergeți pe el. Când veți voi voi, să vă abateți la dreapta sau la stânga. Și în cunoscuta pildă a păstorului și a oilor din Ioan 10 cu 27. Oile mele aud glasul meu, eu le cunosc și ele mă urmează. Unul dintre cântările mele preferate, numărul 306A, începe cu cuvintele: Iisus ne cheamă peste tumultul mării sălbatice și neliniștite a vieții noastre. Zi de zi răsună glasul său dulce, spunându-ne: Creștinule, urmează-mă. Acum am spus mai devreme că Iisus și-a deghizat înfățișarea în aparițiile de după înviere, astfel încât identitatea sa să nu poată fi percepută de simțul văzului. Există o singură excepție binecunoscută care se găsește în capitolele din Ioan și care susține ideea pe care am făcut-o despre valoarea auzului și a credinței, chiar și fără dovezi vizuale. Să citim Ioan 20, versetele 24 la 29. Toma ziceamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu vine credincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Acum, nu ar trebui să fim prea duri cu Toma. El a fost și încă este una dintre cele 12 fundații ale Templului lui Dumnezeu. Fratele Russell are această explicație excelentă a cuvintelor Domnului nostru către Toma și a lecțiilor pentru biserică în toată epoca evanghelică, în reprintul 5.2.3.7. După ce a spus că Toma a fost foarte aproape de a fi înșelat de propria lipsă de credință, fratele Russell adaugă următoarele. Nu putem să ne îndoim că în acest incident, Domnul a dat tuturor urmașilor săi o lecție foarte utilă. Există persoane care sunt în mod natural foarte precaute. Sfântul Toma pare să fi fost unul dintre aceștia. Nu ne putem gândi că Domnul este nemulțumit de astfel de caractere. Din punctul nostru de vedere, într-adevăr, persoana care este înclinată să fie oarecum mai examinatoare este mai degrabă de aprobat.
Am înclinat în mod firesc să-i dezaprobăm pe cei ce dau crizare prea ușor, cei care sunt prea ușor de convins. Trebuie chiar să avem o părere bună despre cei care au o atitudine mentală asemănătoare cu cea Sfântului Toma. Ne bucurăm că a existat un gânditor atât de precaut precum acest apostol. Erau peste 500 de frați printre ucenici în momentul răstignirii Domnului nostru. Apostolul spune că el a fost văzut de aceștia la un moment dat, dar după aceea frații au fost nevoiți să creadă fără să-l vadă, doar pe baza mărturiei altora. În această categorie ne aflăm și noi înșine. Faptul că noi credem pe baza doar a câtorva dovezi sau că avem dovezi de mai nevoie de mai multe dovezi să credem, aceasta depinde de structura creierului nostru. Se pare că Dumnezeu a luat măsuri pentru ca toți cei chemați de El să aibă o dovadă suficientă. Și El ne oferă dovezile suplimentare din zilele apostolilor pentru a ne ajuta să ne susținem credința. Avem beneficiul îndoielilor Sfântului Toma și al demonstrațiile Domnului nostru privind schimbarea naturii sale. Aceasta este a doua dintre cele 7 lecții de astăzi. Nu fiți necredincioși, ci credincioși. Cu toate acestea, credeți doar pe baza dovezilor scripturale solide. Să trecem acum la apariția Domnului nostru după înviere, consemnată în Ioan 21, 1 cu 22. Voi parafraza cea mai mare parte din ea și apoi voi citi doar câteva versete. Amintiți-vă acum, după răstignirea lui Isus, Petru, Ioan și câțiva dintre ceilalți ucenici au decis să se întoarcă la afacerea de pescuit pe care o lăsaseră în urmă pentru a-L urma pe Isus. Au muncit toată noaptea fără succes, până când un străin de pe țărm le-a spus să arunce plasa pe partea cealaltă a bărcii și au tras pe mal o captură mare. L-au recunoscut pe străin ca fiind Isus cel înviat și i s-au alăturat la micul dejun pe care îl pregătise. Urmează apoi acest schimb de replici ce este familiar dintre Isus și Petru în Ioan 21, 15 la 17. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a spus, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a spus, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Isus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Sunt multe lecții pentru noi în aceste câteva versete. Prima, după cum știm din studiile noastre, se află în cuvintele agape și phileo, care sunt ambele traduse prin dragoste în acest pasaj. Fără a înțelege cuvintele grecești din acest pasaj, pasajul nu are sens. Nu ar putea exista niciun motiv pentru că Petru să fie mâhnit a treia oară când Iisus a întrebat, mă iubești? Deoarece se pare că Isus a mai spus exact aceeași întrebare de două ori înainte, iar Petru nu a fost mâhnit primele două ori când Isus a întrebat. Agape este cea mai înaltă formă de iubire, o iubire asemănătoare cu cea lui Dumnezeu. O iubire dezinteresată care iubește chiar dacă cei iubiți nu întorc iubirea. Phileo este o iubire mai mică, ca cea dintre frații firești. Iisus îl întreabă prima dată pe Petru, măi, agapezi? Petru îi răspunde, Doamne, știi că eu te fileo. A doua oară Iisus îl întreabă, mă, agapezi? Petru răspunde din nou, Doamne, știu că eu te fileo. A treia oară Iisus întreabă, mă, filio? Și acum Petru este de înțeles că este mâhnit. Pentru că stăpânul a pus la îndoială chiar dragostea fileo a lui Petru pentru el. Fără îndoială că Petru și amintea încă în mod viu și dureros de faptul că l-a negat pe Domnul nostru și de plânsul său din tot sufletul care a urmat. Petru a fost umilit de acea amintire și a ezitat să declare că avea cea mai înaltă formă de iubire pentru Isus. De primele două ori când Isus l-a întrebat,
Ca nu cumva Iisus să-i răspundă întrebându-l, dacă mă agapezi, atunci de ce ai negat că mă cunoști? Așa că Petru simte că nu poate declara decât o iubire mai mică, filio pentru Iisus. Și acum Domnul îl întreabă dacă Petru are chiar și această iubire mai mică pentru el. Dar ceea ce este important să recunoaștem în această lecție este faptul că Iisus își restabilise încrederea în Petru și l-a însărcinat pe Petru să-i hrănească mieii și oile pe cei tineri în Domnul și de asemenea pe creștinii mai maturi. Iisus îl mângâie pe Petru cu această exprimare a încrederii prin faptul că l-a ales pe Petru pentru a-i ajuta pe urmașii săi să crească într-un caracter asemănător cu cel al lui Hristos, să-i hrănească și să-i ajute să crească, să-i sprijinească în creșterea lor. Și a este și cu noi. Atunci când în anumite situații ne lepădăm de Domnul nostru și ne pocăim și chiar plângem cu amar, El ne redă încrederea în noi și ne amintește de însărcinarea noastră de a-i paște oile și de a-i hrăni miei. Amintește-ți această însărcinare a Domnului pentru tine atunci când ești descurajat de eșecurile tale. Gândiți-vă mai degrabă la nevoile spirituale ale altora și hrăniți-i. Asta îți ia gândul de la propriile tale necazuri. Sunt sigur că dacă te uiți acum în această sală și te gândești la nevoile spirituale ale fraților tăi, ai putea identifica cel puțin unul căruia i-ai putea aduce acest important serviciu. O altă lecție importantă din această apariție de după înviere se găsește în următoarele versete. Ioan 21, 18 la 22. Adevărat, adevărat, îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vină după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Isus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție, tu vină după mine? În aceste versete, Isus proslăvește, prevestește moartea lui Petru și este o profeție sumbră. El va fi luat prizonier, legat și executat. Implicația din versetul 19 este că Isus îi spunea lui Petru că după ce lucrarea sa de a hrăni miei și oile Domnului pentru a-l ajuta să crească, după ce această lucrare va fi terminată, atunci și Petru va fi răstignit, că Petru îl va fi într-adevăr urmat pe Domnul lui. Îl va urma pe Isus, nu numai în lucrarea vieții sale, ci chiar și în felul în care va muri, prin care el îl va glorifica pe Dumnezeu. Petru, mereu impetuos să spună ce avea în minte, arată spre Ioan și îl întreabă pe Isus, știi cu el ce va fi? Ce moarte va avea? Mie mi-ai spus niște lucruri destul de grele aici, deci lui Ioan niște vești proaste. Isus îl mustră ușor pe Petru și îi spune, să presupunem că decid ca Ioan să trăiască până la a doua mea venire, ba chiar să nu moară deloc. Ce? Cum ți s-ar părea asta ție? Tu urmează-mă, urmează-ți calea pe care ți-am trasat-o și nu te uita la crucea pe care o poartă frații tăi, judecând care dintre voi are povara mai grea. Asta nu va face decât să vă distragă atenția și să vă descurajeze. Urmați-mă pe mine. Și Petru a făcut-o. Tradiția sugerează că Petru a fost într-adevăr răstignit, iar la cererea sa a fost atârnat cu capul în jos pe cruce.
considerându-se cu umilință nevrednic chiar să moară în aceeași poziție cu Domnul său. Aceasta a treia din cele 7 lecții de astăzi. Dacă credința ta se clatină, să știi că Isus te iartă și te restaurează, așa că întotdeauna tu urmează-L pe El. Și astfel se încheie înregistrarea Evangheliei lui Ioan. Pentru restul timpului nostru, să luăm în considerare relatarea din Faptele Apostolilor, capitolele 1 și 2, precum și evenimentele din jurul înălțării Domnului nostru și ziua Cincizecimii, 10 zile mai târziu. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la 1 la 3. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deducem de aici că Luca a fost autorul cărții Faptelor Apostolilor din Fapte 1 cu 1, cu referință la un tratat anterior și, de asemenea, din menționarea atât în Faptele Apostolilor 1 cu 1, cât și în Luca 1 cu 3, a unui Teofil. Căreia este adresată această scrisoare, sau dacă Luca a folosit acest nume, care înseamnă iubitor de Dumnezeu, pentru a adresa Cartea Faptelor Apostolilor tuturor celor care vor fi Unul iubitori de simplu Dumnezeu lucru de-a este lungul observat. întregii epoci evanghelice. Care sunt unele dintre lecțiile pentru noi din aceste versete? Ei bine, în primul rând, observați cum Luca consemnează că Isus a dorit să afirme credința ucenicilor săi, iubiți prin aparițiile sale de după înviere, descrise ca fiind dovezi infailibile în versetul 3. De asemenea, în versetul 3, Luca notează că în timpul acestor apariții de după înviere, care au întărit credința, Isus a vorbit despre lucruri care țin de împărăție. Și noi, la fel, am primit dovezi infailibile în Biblie cu privire la semnificația morții și învierii Domnului nostru, la promisiunea împărăției și la speranța chemării înalte. Așa cum Isus, în timpul aparițiilor de după înviere, i-a lăsat pe ucenicii săi să simtă apropierea sa și disponibilitatea sa de a-i ajuta. Tot așa și noi simțim apropierea sa și ajutorul său omniprezent în caz de nevoie. Să nu ne fie rușine sau teamă să-i cerem ajutorul atunci când suntem lăsați perplexi în fața evenimentelor din viața noastră care ne înconjoară din toate părțile. Să continuăm să citim Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la 4 la 7 și 9. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele pe care Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. În versetele 4 și 5, Luca le amintește cititorilor săi cuvintele rostite de Isus și consemnate de Luca în capitolul 24, versetul 49, potrivit cărora ei trebuia să aștepte în Ierusalim puterea de sus. Și când s-au adunat, chiar înainte de înălțarea, s-au pus din nou întrebarea arzătoare care le stătea mereu în minte: vei instaura acum împărăția ta? Și noi, de asemenea, ne punem aceeași întrebare: când va fi instaurată împărăția? Vrem împărăția, iar lumea are atâta nevoie de împărăție.
Răspunsul Domnului nostru pentru ucenicii de atunci și pentru noi astăzi este același. Împărăția va veni la timpul potrivit, la momentul potrivit, conform planului lui Dumnezeu. Obișnuiam să mă entuziasmez de toate predicțiile și calculele diferite pe care frații le făceau pentru a încerca să-și dea seama când va fi completată biserica și când va fi instaurată împărăția pe baza diferitelor tipuri, paralele, perioade de timp și așa mai departe. Au fost propuse multe date, însă sunt mulțumit să-mi petrec timpul mai mult în a mă pregăti pentru a fi chemat azi acasă. Pentru că acea chemare de a pleca acasă s-ar putea întâmpla mâine. Deci, așteptați-l cu răbdare. Așa cum a scris Habacuc, în Habacuc 2 cu 3. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o. Căci va veni și se va împlini negreșit. Va fi la timp, la timpul potrivit al lui Dumnezeu. Și acum să trecem la versetele 12 la 14 din Fapte, capitolul 1. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit a Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacob, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacob. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerări, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. În versetul 15, ni se spune că 120 de frați erau adunați într-o cameră de sus. Trebuia să fi fost o cameră de sus mare, după standardele din vremea lor, poate cam de mărimea acestei camere sau poate puțin mai mică. Acolo au continuat cu un singur gând să facă cereri și să se roage. Ce lecții există pentru noi în exemplul lor de a locui împreună în unitate, mai ales într-un moment dificil, când încă încercau să înțeleagă tot ceea ce se întâmplase în cele câteva săptămâni anterioare. Ce apropiere și ce pace trebuie să fi simțit ei fiind împreună în acel timp, în acel loc. Și aceasta este cea de-a patra dintre cele 7 lecții de astăzi. Să trăiți împreună în unitate și iubire cu frații voștri, mai ales atunci când vremile sunt tulburi și nesigure pentru voi în mod individual sau pentru noi ca și adunare. Să continuăm în Fapte, capitolul 1, versetele de la 15 la 17, 20 și de la 23 la 26. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Și acum versetul 20. În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Și versetele 23 la 26. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, Zishius și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales, ca să aibă loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Știți că Petru ne prezintă aici un exemplu complex. El a făcut unele lucruri foarte bine, iar altele mai puțin bine, înainte de a fi născut din Duh, bineînțeles. Și a vrut întotdeauna să fie activ, să facă ceva.
Era greu să stea și să aștepte cu răbdare și să fie liniștit. Și astfel, în timp ce cei 120 de frați ședeau liniștiți și chiar când nu erau în rugăciune, Petru se ridică, se uită în jur și spune: Suntem doar 11, iar scripturile spun că ar trebui să fim 12. În Faptele Apostolilor 1 cu 20, așa cum am citit, el citează Psalmul 69 cu 25 și Psalmul 109 cu 8, ca având legătură cu situația lor. Voi citi Psalmul 109 de la 5 la 8. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Pe vrăjmașul meu, pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i ia altul. Iar Petru și-a amintit, fără îndoială, de asemenea și de cuvintele lui Isus din Matei 19 cu 28, când Domnul i-a spus că vor sta pe 12 tronuri și vor judeca celor 12 seminții ale lui Israel. Așa că a gândit Petru, haideți să facem tot ce putem pentru a-l ajuta pe Domnul să decidă cine ar trebui să-l înlocuiască pe Iuda, iar ei au luat măsurile pe care le-am citit. Care este lecția pentru noi? În primul rând, să nu-l judecăm prea aspru pe Petru. Spre cinstea lui, el a studiat scripturile, le-a aplicat câte bine a putut și a lăsat decizia finală în seama Domnului. Și el nu era încă născut din Duhul Sfânt, pentru că așteptase, așa cum îi spusese Domnul, puterea de sus. Să avem răbdare și să așteptăm. Fie că este vorba de împărăția pe care o așteptăm, fie că este vorba de o binecuvântare pe care o căutăm, fie că este vorba de un răspuns la rugăciunea noastră, să așteptăm. Va veni la timpul lui Dumnezeu și nu la timpul nostru. Și nu e așa cât de greu este să stăm și doar să așteptăm. Și noi am vrea să facem ceva. Cred că putem simți cu toții ceea ce a simțit Petru. Iată a cincea din cele 7 lecții. Așteptați cu răbdare pe Domnul și nu i-o luați înainte. Să analizăm acum o parte din capitolul 2 din Faptele Apostolilor, începând cu versetele 1 la 8. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjlitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Ziua Cinzecimii a fost o zi de sărbătoare stabilită în Leviticul, capitolul 23, și în alte pasaje, la 50 de zile după ce primele roade ale recoltei au fost adunate și aduse ca jertfă. Cu această ocazie, evreii devotați din tot Imperiul Roman veneau la Ierusalim pentru a respecta sărbătoarea și a se închina lui Dumnezeu. În camera de sus, mai întâi s-a auzit un zgomot greu de descris, așa că Luca îl consemnează ca fiind sunetul unui vânt puternic și năprasnic. Dar nu era niciun vânt. Ușile nu zângăneau, perdele nu se mișcau, ci doar un sunet. Iar acel sunet, detectat de simțul auzului, a fost primul indiciu al faptului că ceva important avea loc. Apoi au venit imaginile, descrise ca limbi de foc. Ilustratorii biblici folosesc diverse imagini pentru a descrie această porțiune a unui spectacol de sunet și lumină foarte impresionant. Apoi, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și i-a conceput la o nouă natură. Aceasta a fost ziua de naștere a Bisericii Epocii Evangheliei.
și ne aduce cea de-a șasea dintre cele șapte lecții ale noastre. Fiți plini de Duhul Sfânt. Noi, cei de astăzi, suntem concepuți prin Duhul Sfânt într-un mod mult mai puțin demonstrativ, dar nu mai puțin puternic. Și pe măsură ce creștem din punct de vedere spiritual, suntem încurajați să ne rugăm pentru mai mult Duh, să fim plini de Duh și să nu stingem Duhul. Nu avem darurile Spiritului, cum ar fi vorbirea în limbi sau vindecarea bolnavilor, dar avem roadele Spiritului, un caracter asemănător lui Hristos cultivat și dezvoltat încet și cu grijă. Revenind la ziua cinzecimii, ucenicii au început să propovăduiască împărăția în limbi străine. Există unele dezbateri cu privire la faptul dacă vorbitorii vorbeau într-o limbă străină sau dacă vorbeau în propria lor limbă, iar ascultătorii auzeau fiecare în limba lor. Fratele Russell spune în câteva locuri că ar fi putut fi oricare din aceste situații, dar oricare a fost miracolul, în vorbire sau în ascultare, semnificația este clară. Dumnezeu ne vorbește clar și simplu, în cuvinte pe care le putem înțelege, dacă putem să ascultăm. Iar aceasta este o mângâiere pentru noi. Apoi, Petru se ridică în picioare și ține discursul vieții sale. În prima sa zi, ca făptură nouă, născută din Duh, nu avem timp să citim textul mesajului său din Fapte 2, de la 14 la 36, dar iată un rezumat. Petru le spune evreilor evlavioși că la ceea ce au fost martori în acea zi a fost o împlinire a profeției lui Ioel, în care acesta a prezis revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Apoi Petru povestește cum viața, moartea și învierea lui Isus l-au marcat pe Isus ca fiind trimis de Dumnezeu și cel despre care vorbea David când spunea: Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei lăsa pe cel sfânt al tău să vadă putrezirea. El încheie cu declarația emoționantă din Faptele Apostolilor 2, 32 și 36. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Mulțimea era uluită. Următorul verset, Fapte 2 cu 37, relatează reacția lor. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru în următoarele două versete este: Ce ar trebui să fie mesajul pe care noi să-l transmitem tuturor celor care au ureche de auzit? Fapte 2, 38 și 39. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Spiritului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ca urmare, 3.000 de persoane au auzit chemarea, s-au consacrat și au fost botezate în acea zi, ziua de naștere a Bisericii lui Hristos din epoca Evangheliei. Am menționat mai înainte că Petru s-a ridicat în picioare și a ținut discursul cel mai important din viața sa. Petru s-a ridicat în picioare la propriu, pentru a fi ascultat, dar s-a ridicat și metaforic și a îndeplinit însărcinarea pe care Domnul nostru i-a dat-o pe țărm în acea noapte a pescuirii miraculoase. Petru a hrănit miei Domnului și l-a urmat până în ziua în care a murit. Iată, cea de-a șaptea lecție pentru fiecare dintre noi este: Mergeți, hrăniți miei lui și urmați-l. Credință până la sfârșit, fie că timpul nostru este scurt sau lung.
În concluzie, cele șapte lecții de la învierea Domnului nostru până la pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime sunt: numărul 1, din lecția către Maria, pentru Maria Magdalena, ascultă și recunoaște vocea Domnului care te cheamă și te călăuzește. Numărul 2, din lecția lui Toma, numit Geamăn, nu fiți necredincioși, ci credincioși. Cu toate acestea, credeți numai pe baza dovezilor scripturale solide. Numărul 3, din lecția lui Petru, în noaptea pescuirii mele curoase. Dacă credința ta se clatină, să știi că Iisus te iartă și te restaurează, așa că urmează-L. Numărul 4, de la cei 120 adunați în camera de sus, să locuiți împreună în unitate și dragoste cu frații voștri, mai ales atunci când vremile sunt tulburi și nesigure. Numărul 5, din efortul bine intenționat al celor 11 de a-și completa numărul, așteptați cu răbdare pe Domnul și nu o luați înaintea Lui. Numărul 6, din ziua cincizecimii, ziua de naștere a clasei bisericii, fiți plini de spirit. Și numărul 7, din exemplul excelentului discurs al lui Petru. Mergeți, paște-ți miei lui și urmați-l. Și Domnul să adauge binecuvântarea sa.